Persoanele private de libertate au dorit să aducă sărbătoarea Crăciunului și după gratii. Felicitările au fost confecționate de câțiva deținuți talentați. Este nevoie de îndemânare și multă creativitate, spun ei, iar pentru o singură felicitare este suficient o jumătate de oră de atenție. Este o felicitare decupată, se folosește carton colorat, se decupează, se face desenul înainte cu un șablon, după aceea cu un cutter se decupează desenul, se vină cu o hârtie colorată în spatele ca să scoată în evidență desenul decupat, după aceea se pictează pe margini, se cosmetizează, să-i dea o formă cât mai plăcută. Toate felicitările create de persoanele private de libertate au fost expuse la Castelul Artelor. Ocazia de astăzi ne-a acordat-o domnul director și conducerea. Le mulțumim pe această cale, le urăm la mulți ani, sărbători fericite și toate cele bune și multă sănătate. Astăzi, penitenciarul Drobeta Turnul Severin participă cu un număr de 10 persoane private de libertate la galeria foto organizată la Castelul de Apă din Drobeta Turnul Severin. În cadrul acestei galerii se află și obiectele decorative confecționate de persoane private de libertate. Ele au depus mult efort pentru a realiza aceste obiecte. La vernisaj au participat persoanele private de libertate cu un comportament bun de-a lungul anului. Toți vor avea parte de o slujbă de sărbători, dar și de vizite la mănăstirile din zonă.